Live. Bună ziua! Vă salut, dragii mei! Am să încerc să fac un rezumat despre ceea ce înseamnă vitalitate și protecție. Pe de o parte, vă va folosi vouă pentru a nu sta și căuta pe search jumătate de oră și îmi va folosi mie pentru a nu spune tot timpul același lucru. Zeci de mesaje, apeluri, mesaje, e-mail-uri și eu spun același lucru. De ce spun același lucru? Pentru că pe mine, personal, niciodată nu am pronunțat cuvântul că aș fi terapeut sau că aș vrea să vindec pe cineva de ceva. Pe mine mă interesează sănătatea. Și sănătatea se obține tot timpul în același mod. Da? Nu se obține altfel. Fundamentul sănătății este în tot același lucru. Am încercat să sintetizez în 7 puncte în ce constă sănătatea. Am să pun videoul acesta în full time acolo la început. Să rămână pentru toată lumea. În felul acesta ne ușurăm sarcina, pentru că vreau să trec acum la lucruri mai practice. Vreau să fac video despre cum se filtrează apa, cum se recuperează apa de ploaie, cum se prepară o hrană fermentată și despre un nou concept care se numește baza autonomă durabilă. Cum să stai bine în casa ta, că este apartament, că este casă, că este ce este, chiar timp de 6 luni, chiar dacă se închid toate magazinele. Pentru asta trebuie o anumită preparare. Vor fi, aș spune, 3 module și în octombrie, cel târziu, vreau să încep despre așa ceva. Așa că, ce înseamnă vitalitate și protecție? Ca să fim conciși și să toată lumea să înțeleagă despre ce este vorba. Sper să nu dureze mai mult de jumătate de oră. Cu cât mai scurt, cu atât mai bine. Am sintetizat în 7 puncte, să spunem, acest concept. Și trebuie să pornim de la faptul că, dacă vorbim despre sănătate, organismul este o mașinărie biologică perfectă. De ce spun lucrul ăsta? Când apare acea celulă, acel ovul fecundat și se dezvoltă pentru a deveni o ființă vie, un om cu sute de mii de miliarde de celule neuronale legate între ele, această coordonare perfectă în plămâni, inimă, tot ce vreți, este ceva pe care știința medicală acum vă spun că nu îl înțelege nici 1%. Când apare așa ceva, păi dacă el se construiește singur din punct de vedere biologic, problema noastră nu este să vindecăm noi ceva, ci nici să măcar să pierdem timpul înțelegând cum funcționează, că doar nu l-am făcut eu. El s-a construit singur. În cazul acesta, problema mea nu este să pierd timpul acum cum funcționează. Bun, alții sunt pasionați de acest lucru. Să-și trăiască pasiunea. Pe mine mă interesează un singur lucru. Ce trebuie să-i dau? Când trebuie să-i dau? Și cum și cât trebuie să-i dau ca el să funcționeze? Pentru că el funcționează perfect. În această idee am conceput acest concept, vitalitate și protecție, și să spunem că acum am să încerc să-l sintetizez în 7 puncte. Primul punct ar fi să ne hrănim la timp. De ce la timp? Pentru că această mașinărie biologică are nevoie de un bioritm. Pentru că sunt procese care se pun în mișcare într-o anumită perioadă. Și la ce mă refer? Mă refer, în primul rând, la secreția acidului gastric. În perioada asta intracranială, între mese, se face o secreție de ordinul a 10 ml de suc gastric pe oră, iar în timpul mesei este de 1 litru până la 1 litru de suc gastric pe oră. Ori, dragii mei, când ai sărit ora mesei și vrei tu să te apuci să mănânci nu știu ce biscuite, nu știu ce, ai spune că biscuitul este ușor, am să vă spun că biscuitul este mai greu ca precum carne. Am să vă spun de ce. Nu funcționează. Trebuie mâncat la timp ca acel suc gastric să aibă timp să fie secretat. Și el este secretat la timp atunci când îl antrenezi o perioadă bună. Eu vă spun în armată. În armată la 12 fără un sfert, 7 fără un sfert, 6 fără un sfert, în burtă fierbea. Și are timp să-și facă mucoasa. Pentru că dacă nu-și face mucoasa, aceea de protecție, el nu poate genera acidul gastric. Pentru că s-a rar de pe el însuși. De aceea trebuie mâncat la timp ca până vine ora mesii deja să salivezi în mintea ta că vine ora mesii, asta ajută glandele salivare, enzimile salivare.
Și mâncarea respectivă să fie bine imbibată, bine mestecată, să ajungă într-un stomac unde acidul fierbe, va fi bine defragmentată, mai ales proteinele, și va ajunge în intestin, unde acele furnicuțe pot lucra cu aceste așchi, dar dacă tu dai la furnicuțe buturugi, ele nu vor putea lucra. Deci, nu vorbiți de sănătate dacă nu mâncați la oră fixă. Asta e să fie primul lucru. Masa la oră fixă. Excepție cine face? Fac copiii mici, nu? Care papă tot timpul. Dar ce papă ei? Apă, o hrană predigerată. Lăptit cu mame, în general. Da? De aceea și eu recomand și vom vedea la punctul 2 hrana predigerată. Pentru că hrana predigerată, un chefir de lapte, un bioferment, etc., fructele, pot fi mâncate și între mese. Pentru că nu ai nevoie de digestie. Acolo este doar absorpție. Bebe nu digeră prea mare lucru, absorbe. Lăpticul mamei este perfect. Și da, despre asta vorbim la punctul 2. Deci punctul 1, cel mai important. Hrană la timp. Aceea mâncare pe care o aveți, mâncat la timp. Este mai important decât calitatea mâncării, după părerea mea. Și de ce este mai important? Aș putea să vă spun rapid, pentru că bună, proastă cum o fi mâncarea aceea. Intestinul nostru este ca o imprimantă. Dacă îi dai la timp, el știe cum să șeteze imprimanta respectivă și îți scoate pagina. O să vorbim la capitolul 2. Primul capitol, hrană la timp. Primul pilon în conceptul de vitalitate și protecție. Al doilea, domnule, calitatea acestei mâncări, calitatea hranei. De ce calitatea? Păi este foarte important calitatea pentru că una este ceea ce mâncau părinții, bunicii noștri, una este ceea ce mâncăm noi. Și aici vreau să spun că există un articol care l-am scris și eu, că este pe site-ul Vitalitate și Protecție, prăjitura din supermarket. Veți vedea că o prăjitură din supermarket, un element de ăsta luat din Carrefour, conține până la 1200-1300 de molecule, dintre care, cred că 90% nici nu există în natură. Aceste molecule dau peste cap imprimanta. Închipuiți-vă că imprimanta ta, intestinul, este setată să lucreze cu 10, 12, 20 de molecule. Spunând 10, 12, în sensul că ceapă, pâine, miere, usturoi, brânză, carne, pentru că dacă acele lucruri sunt naturale, fructul este natural, ceapa este de la mama ei, carne de la mama ei, etc., ele sunt considerate doar o moleculă de intestinul nostru, pentru că are un kit de lucru cu acea moleculă. În schimb, când carnea are hormon de creștere în plus, când are pesticide, când are balamuc, el trebuie să o ia bucățică cu bucățică. Un fruct la fel, când este ionizat, când este stropit, trebuie să le ia bucățică cu bucățică. Și atunci devine o corvoadă. E ca și cum ai fi pe o bandă rulantă să împachetezi bibelouri și tu le primești sparte și trebuie să începi să le lipești. Păi nu ți-a atâta timp. Și de acolo apare dezastru. Deci, al doilea lucru. Hrană curată. Mai ales aveți grijă la aceste făinoase, patiserii din comerț. Este o bombă, pesticidele, plus tot ceea ce mai pune glifosate, etc., modificate genetic, sunt o bombă pentru organism. De ce spun bombă? O bombă, un fel de cocktail Molotov. Urmăriți documentarul Toți Cobai, unde veți vedea că profesorul Seralini a demonstrat că atunci când pui doi agenți toxici împreună, toxicitatea poate crește până la 1000 de ori. Față de cei doi agenți calculați separat. Care este propunerea noastră și ce am făcut în acest concept de vitalitate și protecție? Hrana, dacă este biologică, merele, perele, ce vreți voi, legumele, din curtea țăranului și să încurajăm comerțul acesta autohton, nu mai ai nevoie de suplimente. Nu mai ai nevoie. Le ai de acolo, sunt de la mama lor. Ce am gândit noi în vitalitate și protecție? Pentru că sunt persoane care locuiesc unde locuiesc, poate nu au timp, poate nu au sursa de aprovizionare, poate nu au încredere. Ne-am gândit la lucrurile cele mai simple și cele mai, aș spune, proprii organismului naturale. Biofermentul, care cu greu facem față, sperăm să-l fabricăm în România în curând, plasma de canton, pe care o recomandăm ca sursă complete de minerale. Puteți
să mamele însărcinate, copii, etc., nu vă sfiiți să folosiți sarea. Luați sare de ognă, spărgeți-o de la magazinul veterinar și câte o bucățică de sare pe limbă. Mai ales cei care faceți sport, mai ales cei care alergați. Și plasma de canton folosiți-o ca remineralizant, aș spune, total. Aveți aceste variante. Bun. Tot la hrană biologică, deci la punctul 2, am tot să repet, am să tot repet ca să intre în memorie. Primul lucru este hrana la timp, a doua hrana biologică. Nu mâncați prea rece, nu mâncați prea cald, nu amestecați mâncărurile. Nu ciorbă și cartofi cu carne la aceeași masă. Sau cu... Nu. Dacă este ciorbă, să fie doar ciorbă, seara de preferință sau când e vara prea cald. Când e mâncare solidă, să rămână mâncarea solidă, pentru că dacă faci piscină în stomac, dai peste cap tot. Deci nu prea cald, nu prea rece, nu prea amestecate lichidele cu solidele. Încep. De preferință, hrană foarte bine hidratată. Când mănânci leguminoase, că este linte, că este năut, că sunt, nu știu, sau cereale, hrișcă, sau fiecare ce. Domnule, puneți-le la muiat 24 de ore. Orezul, la fel, bine muiat, hidratat. Am trecut de două puncte. Hrănit la timp și hrană de calitate. Folosiți chefirul de lapte, folosiți pâinea cu maia. Ce spuneam? Bebele poate să mănânce la orice oră, că hrana este predigerată, lăpticul este predigerat. Aceste alimente care sunt predigerate de aceste bacterii, că este Saccharomyces, că este oryzae, ceea ce avem în maia sau pâinea făcută acasă, acele bacterii îți predigeră ție pâinea. Chefirul de lapte, la fel, este un aliment extraordinar pentru cei care sunt amatori de lactate. Trecem la punctul 3. Ce spun la punctul 3? Am spus mâncat la timp, o hrană de calitate și mai avem o hidratare corectă. Foarte mulți confundă hidratarea cu mineralizarea. Pot să vă spun că o apă poate folosi a te mineraliza doar când o bei de la sursă. Apele minerale nu pot fi îmbuteliate. Sau atunci când sunt, încep să-și piardă încet încet din proprietăți. Cred că cea mai sinceră apă din România este apa de la Bălcele, unde ți arată frumos în sticlă că mineralele încep încet să se, nu să se depună, ci să se decoloideze, aș putea spune, pentru că pierd acizi humici, fierul 2, manganezul intră în contact cu aerul, oxidează și atunci se pierd acele proprietăți, dar se pierd în timp. În schimb, toate celelalte ape minerale din comerț care vor să fie îmbuteliate și pierd proprietățile. Articolul este pe site-ul Vitalitate și Protecție. Apa trebuie să fie cât mai pură, ca printr-un proces chimic bazic, da? Echilibru osmotic, să ia deșeurile metabolice ale celulei. Este cel mai important lucru posibil. Alexis Carrel, cel care a demonstrat că o inimă de găină poți să o ții în viață 30 și ceva de ani, cu toate că ea trăiește doar 5 ani, ce a spus? Celula este nemuritoare. Contează doar când o hrănești și când evacuezi deșeurile. În ce ținea Alexis Carrel acea inimă de găină? Să spunem în plasma de canton. Era bănuit că ține în sânge de pui tânăr centrifugat, pentru că era un lichid incolor, dar el o ținea în plasma de canton. Știu de ce, pentru că și-a făcut facultatea în Lyon, acolo unde era cea mai mare clinică marină. Alexis Carrel, premiul Nobel medicină. Bun. Deci, apă pură care trebuie să evacueze deșeurile. Care este recomandarea în acest concept de vitalitate și protecție? La bloc, cel mai the best este un filtru de osmoză cu o posibilă rășină deionizantă. Am să ofer aceste soluții în curând palpabil, să poată fi achiziționate cât mai, aș spune așa, condensat, să nu umblăm pe 7 site-uri. Deci un filtru de osmoză cu un filtru de deionizare și apoi recuperată apa în vase de sticlă foarte mari sau în bidoane de plastic speciale, acele LDPE, care nu intră în interacțiune cu apa și asta am să vă dau o soluție. Dar sunt acele vase de sticlă, limonier, cu rubinet, punem apa osmozată acolo, nu o păstrăm în bidonul acela care ne-l dau ei, chiar dacă ne-l dau, și punem un strop 2 de plasma de canton, o picătură de lămâie sau un fir de sare, ideal o picătură 2 de plasma de canton, agităm puțin și avem o apă foarte, foarte potabilă, o apă foarte, în același timp, structurată, dar și
care permite o eliminare corectă a toxinelor. Deci, filtrul de osmoză. Pentru cei care au posibilitatea sau stau la țară să recupereze apa de ploaie de pe acoperiș, și aici am să ofer o soluție. Așadar, am ajuns. Primul a fost să mâncăm la timp, calitatea mesei, apoi calitatea apei. Apă pură. În general, în comerț mai găsim Bucovina, în București mai este Naturel, mai este Aqua Via. 4. Activitate fizică. Sport, mișcare. Unii lucrează la birou, unii lucrează nu știu unde în oraș, unii lucrează de acasă. Lucrați de acasă, mișcare. Lucrați în picioare, fandări, etc. Sună cineva la telefon, dă pe speaker o genuflexiune, o torsiune de bazin, câteva flutări. Pe mine mă mai sună lumea și spune, Adrian, dar te las că ești obosit. Nu, nu, vorbește că eu fac flutări. Mișcare. Tot timpul făcut mișcare. Nu. De ce mișcare? Am să vă spun de ce. Pentru că ni se sparge capul cu alcalinizarea organismului. Păi, dragii mei, alcalinizarea se obține prin disocierea acidului carbonic. Ori dacă nu miști, nu respiri, nu faci circulație limfatică, pentru că limfa nu are inimă precum sângele ca să pompeze. Limfa funcționează așa. Se deschide aici, ai îndoiat genunchiul, ai îndreptat genunchiul, ai pliat iar genunchiul și a avansat cu 10 cm toxinele la nivel celular care trebuie eliminate prin limfă. Nu faci mișcare, nu se elimină, provoacă acidoză. Provoacă acidoză, începe corpul să ia din oase. Deci mișcare, nu vă plângeți. Nu vă plângeți de soartă, faceți mișcare. Că mă doare, că nu mă doare, fugiți. Fuga, nu fuga de răspundere. Fuga de dragul sportului. Faceți mișcare. Asta este cea mai bună, pentru că în momentul în care faci mișcare, acel acid carbonic, ceea ce tu ai respirat, oxigen, ozon, etc., la nivel celular este captat oxigenul pentru a face metabolismul și este eliminat ca acid carbonic, H2CO3. Când faci mișcare, între mese, acest acid carbonic se acumulează și ajunge în zona, aș spune, abdominală, pentru a fi eliminat o parte, dar majoritatea în această ergonomie fantastică a organismului este captat. H2CO3 se ia un hidrogen și se formează acidul clorhidric. Ce rămâne? Rămâne HCO3 bicarbonat. Și se numește, în cei care studiază acest proces al digestiei, maree alcalină postpranială. Deci, alcalinizare din belșug. Uitați toate povestile acestea cu bicarbonat, cu ape alcaline și cu povești. Nu, nu. E bine ar fi să stai acasă, bei tu apă alcalină și te uiți la televizor. Nu te alcalinizezi. Deloc chiar. De alcalinizat, alcalinizează fructele și legumele, dar în primul rând, la nivelul sângelui vorbesc aici, acelea alcalinizează intestinul în general, mișcarea, sportul. Așa că, activitate fizică regulată și în același timp, tot la punctul 4, odihnă la timp. Nu dormi între orele 10 și 12, 1, melatonina, bye bye. Nu se sintetizează melatonina, e ca și cum ai pune mașina pe rampă și vrei să o curăți, dar n-ai ulei. Nu sintetizați melatonina, avem o problemă. Despre melatonină o să vorbim și la capitolul 4, 5 chiar. Culcați-vă la timp, faceți mișcare, nu pregetați, dacă sunteți la birou, să coborâți mai devreme din mașină, lăsați-o mai departe, puțină mișcare. Vă sună cineva la birou, ai un motiv să te scoli în picioare și să te învârți în jurul biroului și te pui înapoi. Găsiți orice motiv să mișcați. Repet, că vreau să intre în cap la toată lumea. Prima dată, când mâncăm, ora mesei, cea mai importantă. 2. Calitatea mâncării. Mâncați alimente bine hidratate, de origine biologică, dacă se poate și fermentate și mestecate bine, da? Și la oră fixă. 3. Apa, calitatea apei. O apă foarte pură, băută la o oră, jumate după masă și oprită la jumate de oră înaintea mesei. O apă foarte pură și fără cafea. Dragii mei, cafeaua nu se bea dimineața. De preferință să se bea cicoare, nu cafea, pentru că blochează hormonul antidiuretic. Tu când vrei să elimini deșeuri, elimini mineralele tale din corp. Dacă se bea o cafea, cât se mai bea, să se bea după masa de dimineață sau chiar după masa de după amiază, de preferință înlocuiți-o cu cicoare. Da? Punctul 4,
activitate fizică regulată. Le repet așa pe traseu ca să intre bine în cap la toată lumea. Punctul 5 și punctul 6 se ocupă de poluarea electromagnetică, telefoane, antene, Wi-Fi, iar punctul 6 de poluarea aerului. Și nu doar de poluarea aerului, și de poluarea ionizantă. Că, credeți-mă, mai radon prin marile orașe, care este tot un ion radioactiv, mai poluarea aerului cu nanoparticule, cu metale grele, cu tot ce elimină mașinile noastre, etc. Punctul 5. Poluarea electromagnetică. Ce propune Vitalitate și Protecție? Dom'le, propune ceva foarte simplu. Singurul dispozitiv care are studii biologice. Dacă ar exista doar un singur dispozitiv, să ni se propună unde să ni se arate un grup celular control, un grup expus cu telefonul, un grup expus cu telefonul cu protecție. Nu există. Eu am un proverb aici, sau o lozincă. Sunt 20 de gadgeturi pe lumea asta și vreo 10 în România care se pretind a fi dispozitive de protecție fără niciun studiu serios. Iar dispozitivul acesta SMO pe care îl propunem noi în acest concept are 20 de studii. Deci înmulțiți 20 ori 20. 20 de gadgeturi fără nicio protecție, un singur dispozitiv de protecție cu 20 de studii, 20 ori 20, 400. Deci diferența între dispozitivul SMO și aceste gadgeturi este de 400%. Acum, cred că vă este ușor de ales. Aveți toate studiile pe site-ul protecție-electromagnetică. Acolo cum funcționează, ce funcționează, sunt videouri și vor apărea playlist-uri de videouri. Am vreo 5-6 video pe această temă în care veți înțelege cum funcționează și ce face. Bun. Deci, la nivelul conceptului de vitalitate și protecție, la punctul 5, protecție electromagnetică, aveți dispozitivul. La punctul 6, poluarea aerului, nanoparticule, cristale de magnetită și toate plumb, candium, ce se mai elimină prin eșapamentul nostru și celelalte, am propus două lucruri. Vitamina C liposomală în caz curativ, că apar bronșite, că apar răceli, că apar lucruri, vitamina C liposomală este mai eficace decât vitamina C injectabilă, deci copiii, adulții care încep să aibă probleme de acest gen sau o pneumonie sau etc., cel puțin un pic pe zi timp de o lună, în cură de reabilitare. Iar vitamina C pudră, vitamina C acid ascorbic, zi de zi, câte puțin zi de zi. Cui nu-i suportă organismul vitamina C, nu este din cauza că vitamina C este acidă, pentru că dacă o iei când trebuie, n-are cum să fie acidă, că nu depășește aciditatea acidului gastric, ci ai o aciditate preexistentă în stomac care nu scade între mese, ar trebui să scadă. Pentru că între mese, cum să spun, nu ai acid gastric în stomac, ci între mese ai de fapt clorur de sodiu. Persoanele care nu suportă vitamina C și nu suportă lămâia, să spunem, etc., să aibă grijă de punctele anterioare, să mănânce la timp, mâncare de calitate, să elimine patiseria din comerț, da? Zahărul, etc., lactatele așa cum sunt, pentru că de acolo vine aciditatea. Nu vitamina C provoacă aciditate. Vitamina C este un produs extraordinar. Pentru punctul 6, poluarea ionizantă și aerului, metale grele, etc., ce am propus în conceptul vitalitate? Am propus vitamina C liposomală, da? Am propus vitamina C pudră. Aveți și acel interviu din toată inima despre vitamina C. Îl găsiți și pe site-ul nostru, Vitalitate și Protecție, îl găsiți și din toată inima despre vitamina C cu Adrian Vornic. Acolo am spus destul, este și articolul pe vitalitate, totul despre vitamina C. Așadar, pentru punctul 6, vitamina C liposomală, vitamina C pudră și, mai nou, pentru unul din poluanții cei mai pregnanți, care este aluminiu, profesorul Exley, care este cea mai mare expertă al aluminiului, spune că trăim în era aluminiului, pentru acest poluant am adus acest siliciu, acest NeuroHealth sau Orgonosport. De ce? Pentru că aluminiul în natură există sub formă de, în general, silicat de aluminiu, oxid de aluminiu, dar nu este toxic pentru noi, pentru că nu este sub formă ionică, este sub formă moleculară, este cuplat. Este cuplat de un alt atom care, de exemplu, argila pe care o recomandăm foarte mult, are aluminiu,
dar este un aluminiu care, din contra, absoarbe acidoza, este extraordinar pentru copii, pentru scaune, etc. Ce vreau să spun eu, în momentul în care acest acid silicic care se găsește în Neuroheld dă peste aluminiu în organism, care în general este în formă de hidroxid de aluminiu, de la avioane, din apa potabilă, apa de rubinet este tratată cu hidroxid de aluminiu pentru a, se numește, capta suspensiile organice din apă. Introduci hidroxid de aluminiu, el este un amfoter. Nu intru în detalii, un amfoter este cel care se comportă ca plus față de minus și ca minus față de plus, ca acid față de bază și bază față de acid. Deci orice mișcă, el îl neutralizează din punct de vedere electric, aș spune, nu doar electric. Și de aici problema ce caută el în corp. Pentru că corpul nostru este viu datorită unei diferențe de potențial. Când intră aluminiu, diferența de potențial dispare. Și atunci corpul își pierde energie. Ce am gândit? Aveți acel articol, flagelul numit aluminiu, tot pe vitalitate și protecție. Citiți-l. Am gândit această soluție a silicului. Plasma de canton deja făcea o mare parte din treabă, pentru că ea lucra pe toți ionii, oferea cuplajul pentru toți, dar acest aluminiu este într-un excedent extraordinar. Eu sunt adeptul oligosinergiei, să dăm toate mineralele odată, toate vitaminele. Dar știți vorba aceea, doar idioții nu schimbă părerea. Când am constatat că în 20% din cazuri, în 15% din cazuri, cu plasma de canton nu era îndeajuns, am găsit această soluție. Și am făcut-o chiar foarte, aș spune, socială pentru anumite grupuri de părinți, pentru anumite, să spunem, familii care, a căror buget este excedat de atâtea cheltuieli, de atâtea tratamente, de atâtea... Acolo unde copiii au suferit foarte mult sechele din cauza acestui aluminiu. Deci, la punctul 6, în conceptul vitalitate și protecție, avem vitamina C, avem sub cele două forme și siliciu, care nu doar aluminiu îl elimină, lucrează și pe plumb și pe cadmiu, lucrează pe mai multe metale grele. Și în același timp avem și clorura de magneziu, sarea nigare. Aceea puteți o puneți și la capitolul 2, o hrană biologică, pentru că clorura de magneziu este extraordinară pentru a pui 10 grame la litru pentru copii, 30 de grame, să spunem, maxim pentru adulți, clătit pe păr, dinții, tăieturi, arsuri, este, aș spune, din trusa casei. În trusa casei noastre trebuie să avem aceste trei lucruri. Argilă, uz intern, și în curând vom aduce cea mai bună argilă, pe care o consider pentru argila verde, pentru uz intern, argilă. Vitamina C este neapărat în casă, după cum ați văzut, pentru toate aceste situații, și clorură de magneziu. Deci luați-le cum vreți. Vitamina C, clorură de magneziu sau sare nigare și argilă, să fie în casă. Argilă, nu există stare de vomă gastro să reziste două zile la argilă. Jumate de gram pentru copii, după fiecare scaun moale, un gram pentru adulți și ai rezolvat-o. Ați plecat la drum, ați plecat cu vitamina C, cu clorură și cu argilă. Trebuie să le aveți cu voi. Apoi, cireașa pe tort, că aveți un spray cu plasma de canton sau că aveți un câteva aplicuri de tot un sport sau plasma, cu atât mai mult, pentru vitalizare. Așadar, am ajuns la punctul 6. Repet toate punctele. Să mâncați la timp, da? Să mâncați o hrană organică, să beți o apă pură, să aveți activitate fizică regulată, să aveți o protecție electromagnetică, că dacă nu, cum să vă spun, respectăm celelalte puncte, să spunem că aceste puncte sunt un fel de dopuri naturale pe care le are un ulcior. Bă, cineva a umblat la dopurile astea și începe să le scoată. Dacă nu ai toate dopurile la loc, toate aceste platoșe, păi apa e din ulcior, se scurge. De aceea insist pentru vitalitate și protecție. Și chiar în privința poluării ionizante și aerului, vitamina C și vitamina C, aici aș putea adăuga M-ul acela de pe grup, care este foarte distractiv, foarte mulți mă sună Adrian, dar pe el scrie pentru curățenia casei, pe el scrie pentru animale, pentru... Dragii mei, citiți ce scrie pe etichetă, ce conține el înăuntru, nu ce scrie pe eticheta din față numele lui. Pentru că astăzi un produs pentru uz uman în care să nu te oblige
această Uniune Sovietică să pui niște euro de alea penibile, nu prea există. Și atunci japonezii au fost foarte japonezi. Teruo Higa, cel care a scris această carte, O Revoluție pentru Salvarea Planetei, Emul. Emul acesta, și aveți articolul pe Vitalitate, are capacitatea, aici la punctul 6, poluare ionizantă, să pare bombastic, să anuleze în organism prezența aceștor atomi radioactivi, ioni radioactivi, precum cesiu. 4 studii sunt pe acest M, așa anodin, care noi îl vindem la sticlă, la bidon, etc., M, White Refresh, există și articolul. 4 studii sunt că transformă cesiu radioactiv în bariu. Prin ce? Prin transmutații biologice. Deci, recapitulez la capitolul 6. Poluarea ionizantă, deci radioactivă, care cam curge și de pe la moldoveni, pe la ruși, mai, etc. Vitamina C, etc. Și M-ul. M-ul acela pe care îl puteți mulți. Luați un bidon de acela de 5 litri sau cel mai avantajos, 250 de lei și vă ajunge 2-3 luni. Îl mulțiți, îl mulțiți. Detalii pe grup. Pentru punctul 6. Acum, nu știu cât, dacă mai aveți întrebări, mai scrieți-le. 29 de minute. Au, am zis că mă încadrez în jumătate de oră și mai este un punct foarte important. Stresul. Stresul! Dom'le, asta cu stresul pentru mine este capăt o conotație destul de non-stimul, mai ales că a încercat să fie acaparat de către anumite teorii, discipline. Ce înseamnă stresul, de fapt? Stresul este, aș spune, forma deteriorată a îngrijorării. Dom'le, este normal să te îngrijorezi. Îți dau un exemplu. Mâine spune la firma unde lucrez că se fac restructurări și că vei fi dat afară la sfârșitul lunii. Diferența dintre stres și îngrijorare. Dom'le, îngrijorarea care este sănătoasă, constructivă, ce face? Un om îngrijorat, că nu doarme, dom'le, mă dă afară. Caută soluții, se respecializează, sună, întreabă, dar pune capul jos și doarme bine noaptea. Ce face omul stresat? Vai, ce am să mănânc? Ce am să fac? Dar ce o să se întâmple? Dar cu ce o să plătesc chiria? Ceea ce nu te ajută cu nimic. Pentru că în timpul ăsta când te frămânți, nu dormi, ești obosit. A doua zi sau a treia zi mergi la un interviu sau poate vrei să faci ceva și te vede cineva obosit la față și spune, domnule, dar cu ăsta nu am cum lucra. Deci nu te ajută cu nimic. Asta pe plan fizic, material. Nu te ajută cu nimic, nici pe plan, aș spune, să spunem, energo-informațional. Pentru că mintea omului nu creează o realitate, dar în schimb, atunci când este calmă, liniștită și își propune ceea ce dorește, să spunem că facilitează atragerea unei alternative mai bune. Aici am putea discuta ore, dar rămân în cadrul acesta. Așa că, faceți diferența între stres și îngrijorare. Aveți un impas de trecut, căutați soluții, dar nu vă îngrijorați de ceea ce nu aparține de voința voastră. Înțelegeți? Nu vă îngrijorați. De ce? Pentru că acest stres, de fapt, este ca o... Organismul uman este ca o cetate, unde se spune că o anumită parte din sistemul metabolic sunt arcașii care stau pe zidurile cetății. Organismul uman este ca o cetate unde sistemul imunitar, să spunem, ori în cetate mai sunt bucătari, frizeri, gunoieri, medici, tot ce vrei. Când tu ești stresat, tot acest personal, medici, bucătari, etc., stă și el cu arcul pe marginea cetății. Păi scuză-mă, nu mai face nimic în cetatea aceea și din problema pe care o ai, efectiv, mai apar 10. Pe care este avantajul? Până mai bine, cum să spun, există o nesimțire benefică pentru om. Și nu vreau să intru pe, nici pe plan religios, nici pe plan metafizic. Nu, vreau pentru că nu este scopul. Putem vorbi puțin, dar este cu totul altceva. Eu vorbesc practic, biologic. Așa funcționează biologicul.
Este o cetate în care dacă ești stresat, nimeni nu mai face nimic, toți stau cu arcul. Păi, ce facem? Nici cei care stau cu arcul nu vor mai primi mâncare, nu vor mai primi apă, vor fi nespălați și vor muri acolo cu arcul pe marginea cetății. De aia nu este bine să fii stresat. Nu din alt motiv. Acum, după cum am spus, nu puneți la inimă ceea ce nu depinde de dumneavoastră. Bun, acum de cine depinde? Am să mai recapitulez odată cele 7 puncte și la urmă fac o mică divagație de la subiect. Deci nu face parte din concept, am să fac eu o divagație. Primul, mâncați la timp. O alimentație de calitate. O apă de calitate. Foarte important. Apa să fie de calitate, pentru că dacă nu ai o apă de calitate, degeaba ai mâncat la timp, deșeurile metabolice nu se elimină. Activitatea fizică regulată la punctul 4. Mâncat la timp, mâncare de calitate, apă de calitate, activitate fizică regulată. 5. Protecție electromagnetică, pentru că dacă nu, cam pierdem apa din ulcior. 6. Antioxidanții necesari pe partea de radiație ionizantă, care este EMUL și vitamina C, pudră și liposomală, și pe partea aceasta de nanoparticule care le primim în apă, în aer, etc., siliciu. Siliciu organic, siliciu neurohelt, organosport. 7. Stresul. V-am spus ce trebuie să faceți. Nu vă îngrijorați de ceea ce nu depinde de dumneavoastră, pardon, nu vă stresați, ci doar vă îngrijorați. Și asta este constructiv. Acum, am terminat, am încercat în 30 de secunde, m-am apropiat puțin, ia să vedem. Da, cam așa ceva. Am să mă uit dacă mai sunt ceva întrebări. La punctul 7, am să vă spun un lucru, care poate v-ar putea îmbărbăta așa puțin. Din punct de vedere statistic, matematic, vorbind de sănătate, etc., doar ca o proteină să apară singură, așa din ea, este același lucru, din punct de vedere statistic, și aici este o problemă că o proteină, ca să apară, trebuie să existe o proteină. Cum s-a întâmplat asta, nu știu. Ou cu găina, nu se poate răspunde. Ce a fost întâi, ou sau găina? Pentru că ca să faci o proteină, ai nevoie de o proteină care se numește ribozom. Cum faci? Bun. Dar ca să apară singură, este aceeași situație ca și cum ai pune piesele, toate detașate a unui Boeing de ăsta mare, 500, cât o fi el, într-un hangar, să închizi uși și ferestre și să... Nu, să lași o fereastră deschisă, să spunem. Și cât bate vântul pe fereastra aia, să se monteze singure acele piese și să apară un avion funcțional. Statistic este același lucru. Fără să întreb cine a creat piesele, pentru că trebuie să pui ceva înăuntru. Ce vreau să spun eu? Vreau să vă spun un lucru. Mari matematicieni, mari fizicieni, oamenii de știință la nivelul ăla foarte, foarte sus. Ei au înțeles lucrul ăsta. Că n-a apărut nimic. Că unii mai numesc intelligent design, că unii mai... etc. Au înțeles că lumea aceasta vie nu a putut apare din nimic și nu doar că nu a apărut. Că problema nu se pune când a apărut și de ce a apărut. Problema se pune cine o creează în fiecare clipă. Cine este interesat puțin de fizica cuantică și vede că un electron nu este pe o orbită, ci este peste tot în același timp și a auzit puțin ce înseamnă acele relații de indeterminism al lui Heisenberg, unde există superpoziții, sau despre teorema lui Gödel, iarăși, care demonstrează teoremele de incompletitudine al lui Gödel, îți demonstrează că, de fapt, pe această lume nu este nimic care să poată fi determinat, ceva care să fie sigur, ceva pe care să-l înțelegem până la capăt. Mai mult decât atât, fizica cuantică demonstrează foarte limpede astăzi, și sper să nu bat câmpii acum, că există un hazard creator. Ce înseamnă asta? Păi dacă ai un electron peste tot și nimeni nu poate, conform principiului lui Heisenberg, nimeni nu poate ști cu exactitudine astăzi, doar despre o particulă. Unde este și ce viteză are? Păi dacă nu știi unde este și ce viteză are, cum se face că toate aceste particule creează o armonie? Da? Vedem? Armonia în jurul nostru.
Cine face lucrul acesta? Eu pot să spun un lucru. Cel care face lucrul acesta, într-un indeterminism absolut, și dacă a creat aceste materii vie, are capacitatea de a înțelege ce vrea această ființă vie care este omul. Și de aceea pot să vă spun că și cu asta închei. Lumea astăzi este ca, să găsesc eu o comparație, este ca o intersecție unde niște pramati care s-au ajuns, cum se numește, au acoperit semaforul așa cu niște pânze, l-au acoperit așa cu un fel de căciulă, semaforul, la intersecția respectivă, și noi, săraci oameni, cu bicicletele noastre, cu mașinuțele noastre, cu ce avem, nu mai știm cum să ieșim din intersecție, ne ciocnim. Ei au tancuri, au hamere de cele mari și calcă peste noi. Ei trec, cu stan, cu mașina trec. Și noi încercăm și noi să trecem din intersecție. Este foarte greu să trecem în această intersecție. Pentru că nu ai semafor. Singurul lucru care te poate ajuta, și cei care au înțeles despre ce spun, au înțeles ce înseamnă acest ajutor, este să te conectezi la un GPS satelital. Ori acest GPS este creatorul, cel care le-a făcut pe toate. Că după cum v-am spus, puțină știință te îndepărtează de creator și multă știință te apropie. În acea intersecție unde unii trec, frânează, vin, tu nu ai capacitatea, nu ai nici măcar capacitatea de memorie. După cum v-am spus, noi nu avem energia infinită ca să putem determina cu precizie un singur electron, unde este și ce viteză are. Atunci, tu nu ai capacitatea să traversezi această intersecție și de aceea primim lovituri în viața noastră din toate părțile. Dar dacă, în mintea noastră, ne punem în legătură cu acest creator, fiecare în modul lui. Că v-am spus, nu vreau să fac aici predică sau altceva, în modul lui. Odată ce el ne-a creat, ne ascultă, știe ce vrem și nu este decât să o spunem, dar să o spunem sincer. În momentul în care cere ajutor, Dumnezeu se dezleagă lucrurile. În problemele cele mai grave, că sunt afecțiuni, că sunt neîmpliniri, că sunt ce vreți voi, la capitolul 7, stres, țineți cont de un lucru. Știința astăzi demonstrează că această lume este creată în fiecare clipă și este creată de ceva care are capacități absolute, energie absolută, tot ceea ce vreți absolut. Iar ceea ce este paradoxal este că acest ceva pe care nu putem determina nici măcar la nivelul unei particule de materie, este dincolo de materie, reușește să facă, să mențină o armonie în acest indeterminism la nivelul fiecarei particule. Păi dacă creatorul și al acestei lumi reușește ca fiecare particulă să fie la locul ei, cu toate că ea este peste tot în același timp și mai ales să fie în sincronicitate cu celelalte particule, cu atât mai mult, la nivelul acesta macromolecular și reușește să te ghideze pe tine într-un semafor, unde tu te miști de ordinul minutelor și metrilor. Ori în lumea cuantică, lucrurile se întâmplă la minus 43 de secunde și la 10 la puterea 14 dintr-un metru. La dimensiuni extrem de mici și la un timp extrem de mic. Deci nu vorbesc de miliardime, de miliardime, de miliardime de secundă. Și totuși și acolo la miliardime de secundă, creatorul reușește să le pună în ordine. Cum credeți voi că atunci când vine o piatră în ochi sau îți intră ceva sau o oaștie de la, nu știu dacă ați avut ocazia, a pus închizi ochii și să dai capul la o parte? Îmi povestea cineva că un multistivuitor i s-a rupt lanțul și un mecanic îi repara de sub. Și când a văzut că se rupe lanțul, persoana respectivă a pus mâna, l-a tras pe el și l-a scos afară. Îmi povestea un om care muncea într-o uzină și a doua zi, a treia zi, când le-a trecut frica, a încercat doar să-l ridice cu mâna de jos și nu mai putea să-l ridice. Când a avut timp să gândească, să pună mâna, să-l tragă și etc. Pot să vă spun un lucru. Un fir de păr din capul nostru nu mișcă pe lumea asta dacă avem, aș spune, bunul simț necesar și inteligența necesară să ne dăm seama că lumea este creată în fiecare clipă și că un creator menține lumea aceasta. Acum, despre ăștia care au astupat semafoarele, este problema lor. Pot să vă spun că ei există doar, așa cum spunea Einstein, lumea nu este ceea ce este din cauza celor care fac rău,
ci din cauza celor care permit ca răul să fie făcut. Să nu mai permitem rău, să nu mai permitem, să nu mai cumpărăm această alimentație degenerată, să nu mai permitem glume de prost gust, să-i ajutăm pe ceilalți, să nu ne enervăm de orice, în tramvai, în metrou, etc. Și uite că am rezolvat și capitolul al șaptelea, stres. Care stresul la rândul lui, pot să vă spun că este legat de celelalte 5, 6, 7 capitole. Pentru că mulți îmi vorbesc despre stres, că uite ce s-a întâmplat, că copilul meu s-a îmbolnăvit, da. Dar, vă dau exemplu, Enescu Porumbescu a avut 7-8 frați, au murit toți. Părinții lor nu au făcut stres. De ce? Pentru că știau de unde vin copiilor și știau unde s-au dus. Și cu asta închei. Dragii mei, ăsta este conceptul de vitalitate și protecție în 7 puncte. Da? Le repet încă o dată. Când mâncați, ce mâncați, calitatea apei, să fie o apă pură, mișcare fizică, sport, protecție electromagnetică. Punctul 6, protecție pentru protecție electromagnetică, dispozitivele SMO. La punctul 6, poluarea ionizantă, metale grele, aveți vitamina C, aveți EMUL, aveți vitamina C pudră și clorura de magneziu. La punctul 7, stresul. Despre stres v-am spus un lucru. Să știm de unde venim, unde plecăm, cine a făcut lumea asta și să avem încredere că o scoatem la capăt. Da? Cred că am să închei aici și dacă mai sunt întrebări, am să răspund eu apoi citind întrebările. Că după aceea videoul acesta aș vrea să-l propun tuturor celor care intră pe grup și am să fac acum un video separat dacă este vorba pentru aceste întrebări. Da? Deci cei care au pus întrebarea să rămână în direct și am să le răspund imediat. Sau mai puteți pune întrebări. Bun. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc pentru mine un început de an, pentru că în septembrie se numără bobocii, cât mai cu vitalitate și protecție. Și cu dragoste în familie. Doamne ajută!